precizare legată de această lege a sănătății și de modalitatea cum va fi aprobată această lege, așa cum știți, Uniunea Social Liberală, în situația în care legea va fi trecută prin asumare de răspundere, va depune o moțiune de cenzură. De ce? Pentru că este o lege extrem de importantă care vizează un sistem public și așa cum și educația și sănătatea sunt sisteme care nu generează profit, sunt obligații ale statului român față de cetățeni, aceste legi trebuie dezbătute și evident trebuie făcută o astfel de dezbatere extrem de serios. Noi, așa cum v-a spus și domnul președinte Niculescu, vom organiza o astfel de dezbatere în județul Argeș. Vor fi astfel de dezbateri și în alte județe pentru a identifica cele mai bune principii și cele mai bune metode care să stea la baza construirii legii sănătății. La aceste dezbateri vor participa, în afară de oamenii politici, care până la urmă, așa cum vedeți, decid asupra acestor lucruri, specialiștii, medicii, de asemenea cei care lucrează în zona aceasta a distribuției și chiar a producției de medicamente, cei din asigurările de sănătate și, în ultimul rând, beneficiarii, până la urmă, acestor servicii pacienților.